Sărbătoarea izvorului tămăduiei este prăznuită în fiecare an în vinerea săptămânii luminate, prima vineri după Sfintele Paști. Este o sărbătoare închinată Maicii Domnului, deoarece prin ea a venit în lume Domnul Hristos, care este izvorul tămăduirilor și al vindecării noastre din păcat și din moarte. Sărbătoarea datează din secolul al V-lea, amintind de o minune petrecută în apropierea Constantinopolului. Tradiția bisericii spune că, înainte de a ajunge împărat al Bizanțului, pe când era încă soldat, Leon cel Mare, împărat bizantin între anii 457-474, obișnuia să se plimbe în pădurile din afara zidurilor Constantinopolului. Într-una din zile, în pădurea de dincolo de poarta Silivri, a întâlnit un orb rătăcit. Fiindu-i milă de el, Leon a hotărât să-l călăuzească spre cetate. La un moment dat, orbului s-a făcut sete și l-a rugat pe viitorul împărat să-i dea puțină apă. Leon a intrat în desișul pădurii, dar nu a reușit să găsească vreun izvor și s-a întors întristat. Atunci a auzit un glas dulce care i-a zis: "Nu e nevoie să te ostenești, Leon, căci apa este aproape. Pătrunde mai adânc în pădurea aceasta și, luând cu mâinile apă tulbure, potolește setea orbului și apoi unge cu ea ochii lui întunecați și vei cunoaște de îndată cine sunt eu care sălășluiesc aici de multă vreme." Leon a făcut așa cum îi spusese glasul și îndată orbul a început să vadă. Mișca profund de această întâmplare minunată, Leon a hotărât să ridice o biserică în locul respectiv spre pomenirea minunii făcută de Maica Domnului. Acest lucru l-a înfăptuit după ce a ajuns împărat. Peste câțiva ani, împăratul Justinian s-a vindecat de o boală grea după ce a băut apă din izvor, motiv pentru care a reconstruit biserica făcând-o și mai mare. Din păcate, biserica avea să fie distrusă de turci în 1453, anul căderii Constantinopolului. De-a lungul timpului au primit vindecare de la acest izvor numeroși creștini, amintiți în Sinaxar: împăratul Leon Înțeleptul și soția sa Teofana, patriarhul Ștefan, fratele împăratului, patriarhul Ioan al Ierusalimului, împăratul Roman Lecapenul și mulți alții. Datorită acestor vindecări miraculoase s-a născut sărbătoarea izvorului tămăduirii, care s-a răspândit în scurt timp în toată lumea ortodoxă. Astăzi, aflat pe teritoriul Turciei, izvorul este adăpostit între zidurile înalte ale unui ansamblu monahal îngrijit de Patriarhia Ecumenică.